Salut, tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 16 ianuarie, 22 ianuarie, cu o lună nouă, în 21 la ora 23 aproape, 22, 30 ceva, pentru care veți primi sfatul tarotului ermetic și runele, o lună nouă pentru voi în casa carierei. Deci, menirea voastră. Acum să vedem ce vă spune acest tarot pentru voi. Acestea au căzut. Deci, pentru tauri. O regină de spade. Vă gândiți la o femeie în vârstă, o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în balanță, o femeie care are foarte multe idei, are foarte multă, își folosește mentalul, gândirea, dar este și o femeie care impune anumite reguli, anumite restricții. De pildă, această femeie niciodată nu o să-și arate sentimentele. Este totuși o luptătoare, este o femeie care știe să-și impună punctul de vedere și gândiți-vă la o regină de spade cu care puteți comunica, puteți găsi idei comune dacă știți să vă folosiți de aceste aspecte, de gândire, de comunicare, de tact, diplomație. Deja am pus o serie, da, deci pentru voi. Și iată, aveți aici, da, deci voi personal arătați că vă înțelegeți foarte bine cu partenerul sau partenera voastră de afaceri sau de viață. Cert este că aveți o relație, o relație în care voi arătați că vă simțiți foarte bine, vă înțelegeți foarte bine și totul este foarte plăcut în această relație. De asemenea, legat de fericire, ceea ce v-ar face pe voi fericiți. S-ar părea că este vorba de o afacere în care vreți să aveți inițiativa și această inițiativă să vă aducă o dezvoltare, o expandare a acestei afaceri. Sunteți preocupați de această inițiativă, acordați mare atenție, este sursa voastră de bucurie și de fericire. În ceea ce privește cunoașterea, s-ar putea să aveți parteneri la studii, la cunoaștere, să încercați să participați la un curs sau să călătoriți cu un prinț de monede. Este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Un bărbat care călătorește foarte mult, dar realizează venituri foarte bune. Este o persoană care poate să ajungă să strângă o avere, să aibă o poziție foarte bună. Deci acest prinț de monede este persoana cu care veți comunica. Deci, în această cunoaștere sau călătorii. Legat de comunicare, resurse, locul de muncă și carieră, exact unde voi trebuie să aveți un început nou. Și iată că resursele voastre, bunurile materiale, s-ar părea că trec printr-o perioadă de transformări, o perioadă în care voi vreți să analizați
de ce ați fost trădați, de ce ați pierdut niște bunuri. Întotdeauna patru de spade urmează după trei de spade. Deci este acea atitudine de meditație, de gândire, de analiză profundă a unor situații care v-au afectat resursele. În ceea ce privește locul de muncă, sunt niște blocaje. Poate fi vorba de o afacere care începe să nu mai meargă, are niște probleme, sau la locul de muncă, un proiect care întâmpină aceste blocaje. Puteți să depășiți aceste blocaje dacă sunteți corecți, fermi și aplicați regula dreptate, adevărul etern, vă ascundeți scopurile, veți reuși să depășiți această situație de blocaj. În ceea ce privește cariera, aici ați avut un proiect, un proiect în care ați investit foarte mult, ați muncit foarte mult și acum primiți recolta. Această recoltă nu vă convine, nu vă place, fiindcă voi sperați mai mult. Vă dați seama de greșeli. Observați, personajul este dezamăgit de această recoltă, dar știe că pe viitor poate să evite greșelile. A învățat ceva din aceste greșeli și din acest proiect pe care l-a avut. Deci nu este o arcană care să arate că pierdeți, dar nu va fi câștigul pe care l-ați sperat. Și comunicarea cu apropiații, contractul, cam urât contract, și relațiile. Păi, comunicarea voastră cu apropiații, frați, surori, verberișoare, vecini, este sub semnul vărsătorului, este sub semnul speranței. Vă sperați ca în această comunicare să atingeți ce v-ați dorit, să primiți ce v-ați dorit. Aveți speranțe foarte mari să vă protejați calea, să vă protejați un scop privind spre soarele dreptății, pentru a primi știința adevărului. Deci, în acest, să zicem, comunicarea voastră, voi transmiteți adevărul și dreptatea. Dar contractele, asocierile, procese, apar cu un diavol. Poate fi vorba de un viciu care v-a adus în puterea unei persoane, unui bărbat care are ascendentul zodia în Capricorn și care acum vă pune să jucați cum vrea el. Sunteți la mâna lui. Trebuie să fiți foarte atenți. Poate semnați un contract. După acest proiect, aici blocaje legate de locul de muncă, poate această tendință de a semna un contract care ascunde foarte multe vicii. Aici trebuie să fiți foarte atenți să nu ajungeți în puterea acestui personaj. În ceea ce privește relațiile voastre cu prietenii, protectorii sau asociații profesionale, sunt la pământ. Aceste relații ele au fost construite nu pe o bază. Turnul întotdeauna reprezintă o construcție. Și gândiți-vă că această construcție este relația pe care ați construit-o voi cu prietenii, protectorii. Și nu a fost pe o bază solidă. Vă dați seama de acest lucru acum, când acest fulger vă luminează, vă aduce în imaginea voastră, vă aduce să vedeți greșelile, imprudențele pe care le-ați făcut. Și tot acest turn, după această perioadă de stagnare în care voi veniți cu picioarele pe pământ,
Când spun veniți cu picioarele pe pământ, înseamnă că vedeți realitatea. Atunci veți putea să reconstruiți acest turn al prieteniei, al protectoratului, pe o bază solidă. Fără greșeli, fără imprudențe. Familul, cămin, schimbare, transformare și sacrificiul, sau am zice noi, secretul. Acasă, în familie, în cămin, poate fi partenera voastră de viață, sau poate fi o mamă, o soră, o bunică, o regină de cupe, o femeie cu ascendent, zodie, luna plină, în rac, avem semnele racului, o femeie care își arată sentimentele, sensibilă, romantică, preocupată de familie sau de trecut, poate fi și o femeie care este legată de trecut, și aveți această revedere sau reîntâlnire cu această femeie. Întotdeauna trebuie să țineți cont că această femeie poate să fie și schimbătoare. În schimb, schimbarea voastră vine de la suferință. Pajul de cupe. El, pajul de cupe, ar reprezenta o femeie tânără, îndrăgostită, care are lacrimi, înlăcrimată din cauza bârfei, a minciunii, puteți fi și voi, care ascundeți în sufletul vostru lacrimile unei suferințe create din răutatea oamenilor, din bârfe, minciună. Și acum poate că schimbarea vine prin voi, să vă transformați, să vă transformați într-un eremit, o persoană care gândește, vorbește foarte puțin, știe că tăcerea este de aur, preferă să asculte, să-i privească pe ceilalți și să țină cont de atitudinea lor, să-și dea seama de dușmani. De asemenea, acest eremit îi arată acel personaj care se asigură bine pe unde calcă, nu vrea să greșească, nu vrea să fie, să cadă din nou în aceste, într-o plasă, adică să aibă suferință. El vrea să fie protejat, vrea să vadă prăpastia în întuneric, se folosește de această lumină a intuiției, a minții, a gândirii, dar și de toiagul care îi dă siguranța pasului pe care îl face. Aceasta a fost citirea pentru voi, pentru această săptămână. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.